vă veți îndemna oamenii? Nu o să putem să-i convingem chiar 100% să nu-și vândă terenul. În schimb, putem să le spunem ce se va întâmpla în cazul în care își vor vinde terenul și nu știu cui. Asta putem să facem. Putem să îi îndemnăm, să stea cu minți deocamdată, să vadă ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Studiul de caz, probabil că vor face firme la abilitate. Eu nu sunt geolog, sunt teolog. În schimb, știu un lucru. Că viața are întotdeauna prioritate și că viața sub orice aspect trebuie protejată și trebuie promovată. Trebuie să încercăm să promovăm aceste valori tradiționale. Știu că România are nevoie și de bani și de energie, dar cred că sunt variante alternative prin care am putea să obținem această energie. Avem exemplul Germaniei, cu culturile mari de rapiță, cu panourile solare fotovoltaice, avem câmpurile mari de eoliene la ieșirea dinspre Viena spre Germania, așa că variante cred că ar exista. Nu cred că este chiar așa de important să ne otrăvim pământurile fără să gândim înainte ce facem. Pentru că este un act irreversibil. Acum, poate ne vom bucura de o oarecare prosperitate la început, dar vor urma ani de chin și de calvar. Cei care sunt interesați pot să vadă toate filmele care s-au făcut și care sunt mediatizate pe orice pagină, fie de Facebook, fie pe YouTube, se vadă ce au pățit americanii și declarațiile celor care, la un moment dat, la slăbiciune au cedat și au fost și ei puși în situația noastră. Acum beau apă din cisterne aduse de firmele care au făcut explorările de gaze. Vă mulțumim! Să fiu de acord cu poporul român și cu credincioșii noștri din comune și vreau să vă spun că când am fost copil, făceam foc cu coceni, cu coceni care se înzeam de acolo, după grâu. Și cu acela ne încălzeam, n-aveam așa lemne ca acum, s-au băgat gază și, mă rog, chestii ca să ne încălzim, să avem. Am trăit așa cum Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns și am îmbătrânit. Nu știu, generațiile astea ori ajunge ca noi, care am fost 5-6 copii la părinți. Și acum de ce protestați? Ești de acord cu ceea ce vrea poporul și de acord. De cât ani locuiți aici și de cât ani lucrat eu, pământul? Eu locuiesc din 30.000 născut. Și mai mult, după ce am terminat 7 clase, atunci 7 clase camarade. Am fost lichid din Sfânta Biserică. Popor și tata am eu. Și ești împotriva gazelor de știți? Da, dar cum să nu? Și îndemn și pe alții, colegi creștini, ca să fie în gândul meu. Mulțumim.